În continuare, dați-mi voie să transmit și salutările domnului primar Emil Pop, care chiar dacă nu poate fi prezent astăzi aici, este alături de dumneavoastră în continuare a lucrărilor tot ceea ce înseamnă acest edificiu. Și de asemenea să transmitem calde felicitări tuturor celor care s-au implicat în edificarea acestei importante construcții bisericești. Țin să subliniez faptul că Primăria și Consiliul Local Cluj au considerat tot timpul acest proiect un proiect prioritar pentru municipiul Cluj-Napoca și în acest sens s-au adoptat și în acest an peste 400.000 de lei pentru edificarea acestui edificiu. 2015 reprezintă anul în care efortul Bisericii Greco-Catolice și ale diverșilor contributori au dus la finalizarea cupolei și a crucii de pe mărețul edificiu, lucru important, așa cum ați specificat și dumneavoastră, în special în ceea ce privește conservarea lucrărilor executate până acum. Primăria Municipiului Cluj și Consiliul Local Cluj-Napoca își va face în continuare datoria de onoare pentru a sprijini aceste eforturi, aceste construcții grandioase. Acest monument al credinței e unul pe care cinstim jertfa martirilor istorici istoriei noastre naționale.